Cine începe? Eu. Câteva cuvinte despre partida asta de la Târgu Jiu pe care ați reușit să o câștigați în cele din urmă. Da, sunt foarte bucuros alături de colegii mei că am câștigat acest meci. Știam că venim aici și va fi un meci foarte, foarte greu. Ne-am pregătit bine pentru asta, dar primul sfert și al doilea n-am jucat absolut nimic. Adversarii ne-au dominat în toate punctele de vedere, tot ce au aruncat au marcat, dar după pauză ne-am motivat unul pe altul și am dat tot ce am avut mai bun ca să plecăm de aici. Chiar am spus la pauză că nu o să plecăm de aici numai cu victoria. Și până la urmă chiar așa s-a întâmplat și suntem fericiți pentru munca depusă. S-a mai văzut răsturnări de situații de acest gen, dar voi mai credeți că puteți câștiga meciul? La pauză. Sincer, da. Adică am vorbit cu băieții și le-am zis. În capul meu era ok, iar ca și cum am jucat la Craiova, dar am avut acest feeling că putem de fiecare dată. Dacă nu puteam, stăteam cu capul jos și cu siguranță nu mai puteam să revenim. Am crezut în noi, am crezut și cred în echipa noastră și în antrenorul nostru și știu că putem să revenim, dar nu trebuia să lăsăm să meargă la 20 de puncte diferență. În afară de factorul motivațional, ce altceva a făcut diferența în această partidă? Atitudinea noastră și motivația noastră la pauză, cu siguranță. Din punct de vedere tehnic, acolo în teren. Din punct de vedere mental. Pe tactic am executat 5 step-ul 1 și 5 step-ul 2 exact ceea ce ne-a spus domnul antrenor și antrenorul nostru de secunzi. Apărarea noastră nu a funcționat pentru că nu am fost acolo. Sunt incredibil de antrenor. No, something good is in the weekend. Deci, mă bucur că am câștigat până la urmă. Mulțumim.